Bună dimineața, bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt și mă bucur să ne auzim din nou. E o ședință foarte interesantă, care survine după o zi deloc plictisitoare în piețele de capital. Cu toate că a fost ziua independenței în Statele Unite, traderii nu s-au plictisit absolut deloc și cred că nici aceia dintre noi care au fost activi în piață în ședința de ieri. EURUSD a pierdut teren puternic în concordanță cu o întărire a dolarului vizibilă și pe GBP/USD sau în alte perechi. Dar motivul principal a ținut de deciziile de politică monetară din zona euro și din Marea Britanie. În momentul de față avem o formațiune de tip triunghi asimetric descendent care, din punctul nostru de vedere, poate genera chiar și pe termen scurt presiuni negative destul de considerabile dacă închidem sub nivelul de 1.2880. În acel caz am putea anticipa scăderi poate și mai accentuate în condițiile în care una dintre primele ținte ar fi în zona 1.2855, iar următoarea înspre 2826, ținte ale formațiunii tehnice. Am făcut această precizare pentru că acțiunea prețului ar putea să fie una destul de rapidă. Revenind la perspectiva fundamentală, am putea spune că surpriza masivă a fost dinspre promisiunile pe care le-au făcut cei doi bancheri centrali. Dorind să susțină economia, aceștia vor menține dobânzile la niveluri coborâte pentru o perioadă destul de lungă. O imagine destul de clară a oferit Draghi, spunând că dobânda va fi menținută cel mult la nivelurile curente, ceea ce înseamnă că o reacție negativă, o scădere a dobânzii de referință spre 0,25% este posibilă, la fel cum ar fi posibilă și impunerea unor dobânzi negative asupra depozitelor. Ceea ce ar însemna că în anticiparea acestui scenariu, investitorii nu pot face nimic altceva decât să se pună la adăpost, mutându-și capitalurile către alte monede care nu sunt vizate de asemenea riscuri. Dar, evident, ceea ce este o pierdere pentru monedă poate fi un beneficiu pentru piețele de acțiuni și acest lucru s-a văzut deja. Astăzi avem datele din piața muncii, faimosul raport non-farm payrolls, dublat de rata șomajului, 163-165 de mii, valoare estimată medie. Ușor, am spune noi, ușor poate rezervată față de ceea ce ar promite raportul ADP de miercuri, care au surprins pozitiv. Și, din punctul nostru de vedere, o surpriză moderat pozitivă nu ar fi exclusă în această ședință. NFP-ul însă este unul dintre cele mai volatile, cele mai urmărite, dar și cele mai greu de anticipat rapoarte, ceea ce nu face decât să sporească volatilitatea mișcărilor după fiecare publicare. Dacă aceste date vor fi, într-adevăr, peste așteptări, atunci EURUSD ar putea fi afectat în continuare de presiuni descendente, ceea ce ne-ar putea duce într-o primă fază spre acel 28-57, 28-55, dacă ne gândim la ținta triunghiului, sau chiar și mai jos, 28-26. O barieră importantă, dar nu de nedepășit, este în zona 1.2796 și înainte de a trece pe un grafic daily pentru a arăta importanța momentului, să ne gândim la faptul că o secvență delimitată cu această formațiune dreptunghiulară albastră ar avea o țintă, în momentul în care o deplasăm în sens descendent, o țintă înspre 1.2857, nivel pe care l-am lăsat pe grafic și pe care piețele îl pot avea în vedere în ședința de astăzi. Spuneam că daily este o imagine importantă, anume avem de testat rezistența piețelor în ceea ce privește o linie de trend, fie că o definim astfel, caz în care avem un suport undeva zona 1.28, fie că trecem prin repere suplimentare pentru a avea mai multe puncte de contact
Și în cazul acesta mai prudent, 1.28.38, 1.28.40 oferă nivel de suport. Eu aș merge în principal pe varianta prezentată inițial și aș spune că în ședința de astăzi și în ședințele următoare este extrem de important dacă nivelul de 1.27.96 rezistă. Evident, acesta ar putea fi testat doar dacă datele din satelite sunt bune. Dacă ele sunt sub așteptări, atunci e posibil ca după o depreciere destul de considerabilă să existe o contrareacție pozitivă pentru EUR/USD. O mișcare pozitivă ne aduce înspre nivelul de 1.29.78, credem relativ facil într-o ședință ca aceasta. Nivelul de 1.30 ar oferi următoarea rezistență și apoi 1.30.32. Credem că undeva prin această zonă piețele s-ar putea manifesta. Observăm că presiunea este în continuare negativă. Am simțit nevoia să precizez acest lucru în debutul webinarului nostru. GBP USD. Nivelul de 1.50-70 este aproape de a fi străpuns la o închidere zilnică. Mark Carney a surprins oferind o frază original formulată: dobânzile nu vor crește pentru o perioadă mai lungă. Aceasta este ideea. Nu e ca și cum cineva s-ar fi gândit că dobânzile vor crește foarte rapid, dar această asigurare susține o atitudine defensivă a lirei sterline, atitudine care ar fi la rândul său întărită în cazul în care datele din Statele Unite sunt pozitive. Observăm că nivelul de 1.50 a fost foarte, foarte recent spart. O coborâre suplimentară nu poate fi exclusă din punctul nostru de vedere. Iată cum arată imaginea daily sub 1.50-70, închiderea ședinței de astăzi ar fi una puternic negativă. Fiind vineri, fiind final de săptămână, anumite reacții extrem de volatile nu pot fi excluse, dar dacă datele sunt orientate în favoarea dolarului, e posibil să alunecăm chiar spre zona 1.49-10-1.49-20. La ce ne putem uita? Am putea folosi niveluri de extensie, dar aceasta este una dintre opțiuni. O altă idee pe care aș urma-o ar fi proiectarea aici a unui canal anticipativ și astfel să obținem niveluri în undeva, să spunem, chiar în zona 1.48.70-1.48.50 în cazul unor date din Statele Unite favorabil dolarului american. S-ar putea să nu fie imposibil să coborâm sub nivelul de 1.49, deși pare destul de îndepărtat. O revenire ar fi credibilă din punctul nostru de vedere abia după ce am depășit nivelul de 1.50.53 cu un reper suplimentar în cazul în care am reușit să marcăm o mișcare și peste 1.51.30. Pentru USD-JPY, din Japonia am văzut date foarte bune. Indicatorul anticipativ pentru direcția economiei arată vremuri mai vesele în fața noastră. Yenul, cu toate acestea, s-a depreciat în raport cu dolarul american. E vorba, credem noi, de anticipații pozitive privind cifrele de NFP, anticipații cărora noi ne putem alătura. 100,45 nivel de rezistență ce ar putea fi depășit, lăsând locul unei testări la nivelul de 100,84. Date bune din Statele Unite ar trebui să propulseze USD/JPY către zona 101, 101.23, 101.55, dar până atunci nu ar fi deloc surprinzător să vedem că chiar în interiorul acestui canal de trend avem o anumită respingere și mergem înspre 99.88. Date slabe ar lovi, credem, USD/JPY mai puternic decât ar susține datele bune această pereche. Sub 99.28 ne-am îndreptat atenția spre 98.69 și 98.22. Pe EUR/JPY avem în momentul de față evoluție laterală, dacă ne uităm pe un grafic daily sau H4, dacă trecem pe un orizont de timp mai mic, am putea detecta aici o,
o zonă aparent triunghiulară. Pentru moment, presiunea este negativă și acesta ar redeveni constructivă dacă merge pe 129.38, caz în care 129.60, 129.81 ar putea fi depășită. O presiune negativă mai clară am vedea dacă piața închid sub 128.85. Până atunci, corecția este una naturală, aș spune. Petrolul se ține destul de bine în apropierea maximelor. În Egipt avem în continuare înfruntări. Putem asista la meeting-uri de protest de data aceasta din partea susținătorilor lui Mursi și situația se poate prelungi. Nu e deloc o situație clarificată acolo. Acest lucru ajută prețul petrolului. Pe de altă parte, să vedem, datele din SUA tradițional ar fi trebuit să fie pozitive pentru petrol. De data aceasta, interpretarea nu va fi facilă. Dacă datele sunt în linia așteptărilor, credem că ar fi scenariul cel mai pozitiv, cel mai favorabil acestui instrument. Tehnic, o perioadă de ezitare și va fi nevoie de spargerea 105.86 pentru a merge spre 106.60. Deocamdată, probabil o evoluție laterală sau o tentativă chiar la un moment dat de acoperire a gap-ului. Observați că nu s-a petrecut lucrul acesta ieri și piața rămâne destul de puternică, dar orice, credem, orice bobârnac din partea datelor macro ar putea duce până la urmă petrolul spre 104. Aurul, respingere din 1239, am văzut întărirea dolarului, deși aceasta nu a fost neapărat meritul Statelor Unite, ci a fost acțiunea, a fost vorba și de acțiunea din partea băncilor centrale din Europa și Marea Britanie. China a afirmat că va continua politică monetară prudentă și politică monetară prudentă nu ajută metalul prețios. Totuși, o anumită stabilizare, inclusiv credem datorită cererii fizice, poate permite o mișcare laterală între 1239 și 1267. Dacă închidem sub 1239, nu ar fi deloc surprinzător să ne mișcăm către zona 1223 și apoi 1213. Aceste repere putem să le avem în minte. Reluăm ideea, fără închidere daily sub 1212-1213, e destul de greu de întrevăzut o revenire pe mișcare descendentă a aurului. Deocamdată, fără șocuri majore și cu date în linia așteptărilor sau mai slabe din Statele Unite, aurul ar putea sparge 1267 și să se îndrepte în cele din urmă spre 1300. Piețele de capital, indicele din Germania s-a apropiat de 8000 de puncte. Întrebare dacă ele mai pot urca până la maximele atinse în mai, din punctul nostru de vedere, destul de dificil. Nu este exclusă o mișcare laterală aici. Suntem aproape de un prag important la 1045. Dacă îl depășim, 1128 ar putea fi ușor atins. Ce putem alege din datele din Statele Unite astăzi? Dacă datele sunt într-o zonă rezonabilă, am putea spune că interpretarea trebuie să fie una pozitivă pentru piețele de capital. Date foarte bune sau foarte slabe ar trebui să fie mai degrabă negative. Deci date linia așteptărilor credem că ar fi favorabile. Tehnic, piețele sunt poziționate pentru date rezonabil de bune, credem, dar să vedem dacă acești investitori vor primi și confirmare. Credem că pe termen scurt există în continuare o tendință constructivă și fără o închidere sub 8.010, greu de văzut cum a merge măcar spre 7.970. Totuși, o mișcare spre 8.045 ar putea să nu fie urmată de sparge acestui nivel, cel puțin până la 3.5. Avem de menționat însă la ora 1 comenzi industriale din Germania, valoare anticipată de 1.3% și Germania ar putea surprinde pozitiv, caz în care euro și DAX-ul ar primi un sprijin. O întrebare legată de NFP și de aur. E destul de simplu. Pentru aur, un NFP bun, 170-180 de mii, ar fi negativ. Deci am putea asista la depreciere de 10-20 de dolari pe uncie în cazul în care vedem acest impact. Important este să fim pregătiți cu ordinele deja plasate sau gata să fie plasate în cazul în care direcția pe care anticipăm este urmată.
Nivelul de suport 7970-7917 și fiindcă vorbim de o ședință de vineri, credem că de urmărit nivelul de 7930, să spunem, jumătatea acestei lumânări anterioare, o închidere sub aceasta ar fi un semnal negativ deloc ușor de ignorat. Dar probabil că piețele vor fi la finalul ședinței fie mult sub 7930, fie sensibil peste 8045 de puncte. US 30 în continuarea euforiei sărbătorii de 4 iulie se apropie însă de linia de trend și aici e simplu de văzut, 15117 ar însemna depășirea liniei de trend descendent, ar fi un semnal pozitiv considerabil. Nu credem că acest scenariu este garantat, dar piețele au o șansă. Observați că trendul anterior a fost destul de puternic. Totul e ca datele să nu dizloce puternic așteptările din piață. Peste 15.117 am putea merge spre 15.216. Nivelul de suport inițial 14.995-903 și apoi 801 rămâne din punctul nostru de vedere un nivel de referință pentru perioada imediat următoare. Intraday vedem deocamdată presiune pozitivă și asta măcar până când am închide sub 15.023 de puncte. Leul a fost avantajat de creșterea apetitului pentru risc ieri după deciziile băncilor centrale majore, dar nu a putut sparge 4.42, ceea ce nu e o veste extrem de bună. În cazul în care datele de astăzi stimulează apetitul pentru risc, 4.42 ar fi urmat de suportul de la 4.40 și apoi nivelul tehnic 4.39-65. Mai degrabă evoluția laterală între 4.42 și 4.46 este posibilă pentru perioada imediat următoare. Vom vedea cum închide efectiv această săptămână. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Nu uitați de faptul că începând aproximativ cu la 3 și un sfert avem un webinar de live trading care va capta mișcările de piață generate de non-farm payloss. De asemenea, am dezvoltat recent canalul nostru de Twitter. Ne găsiți pe XTB România și acolo puteți urmări diverse știri rapide, puteți fi la curent cu ceea ce postăm noi și are legătură cu piețele sau cu evenimentele noastre. Deci XTB România este ID-ul nostru de Twitter. Mulțumesc pentru atenție, să aveți un final de săptămână cât mai reușit și o zi profitabilă. Toate bune, la revedere!